Ministerul Apărării rus a difuzat o înregistrare video cu loviturile de rachetă din Lviv. Oamenii lui Putin susțin că au vizat obiective militare situate în orașul din vestul Ucrainei. Asta deși 5 civili au murit în urma exploziilor. Atacurile au avut loc chiar în timp ce președintele Joe Biden ținea un discurs la Varșovia. De altfel, primarul din Lviv susține că bombardamentele au fost un mesaj pentru liderul american. Rusia spune că a lovit cu rachete cu rază lungă de acțiune un depozit de combustibil folosit de forțele ucrainene în apropiere de Lviv și a folosit rachete de croazieră pentru a lovi o fabrică din oraș folosită pentru repararea sistemelor antiaeriene, stații radar și lunete pentru tancuri, a precizat ministerul. Purtătorul de cuvânt al ministerului, Igor Konashenkov, a declarat într-un comunicat că forțele armate ale Federației Ruse continuă acțiunile ofensive. Rusia a folosit de asemenea rachete cu rază lungă de acțiune pe mare pentru a distruge un arsenal de rachete S-300 și sisteme de rachete antiaeriene Buk. În apropiere de Kiev, a precizat ministerul, forțele rusești au distrus de asemenea o serie de drone, a precizat acesta. Oficialii din Lviv, oraș aflat la doar 60 de kilometri de graniță cu Polonia, au declarat că mai mulți oameni au fost răniți în atacurile cu rachete, dintre care 5 au murit. Guvernatorul regiunii Lviv a declarat că un bărbat a fost reținut sub suspiciunea de spionaj la locul unuia dintre cele două atacuri cu rachete care au zguduit orașul sâmbătă. Oficialul a precizat că poliția a descoperit că bărbatul a înregistrat traiectoria unei rachete care se îndrepta spre o țintă și impactul. De asemenea, poliția a găsit pe telefonul acestuia fotografii ale punctelor de control din regiune care au fost trimise către două numere de telefon din Rusia. Primarul din Lviv, Andrii Sadovi, a declarat că bombardamentele nu au fost întâmplătoare și că rușii au dorit să-i transmită astfel un mesaj președintelui american Joe Biden.